Lupta este din ce în ce mai strânsă la Survivor România, iar acest lucru îi motivează pe concurență să devină și mai bun pe trasee. Cine a câștigat primul joc de imunitate al săptămânii? Deși sunt de multe ori epuizați atât din punct de vedere fizic cât și psihic, concurenții de la Survivor își găsesc de fiecare dată motivația și puterea pentru a lupta cu toate forțele și a se impune pe traseele din Republica Dominicană. Primul joc de imunitate al săptămânii a fost unul pe care concurenții l-au trăit la intensitate maximă. Emoțiile au fost mari de ambele părți, dar și eforturile au fost pe măsură. Atât faimoșii cât și războinicii sunt conștienți că în acest moment victoria este mai importantă ca niciodată, având în vedere că lupta este tot mai strânsă, iar concurenților le este din ce în ce mai greu să facă nominalizări. Jocul pentru imunitate din această seară s-a desfășurat pe un traseu destul de complicat și deși ambele echipe s-au concentrat pentru a obține victoria, de această dată războinicii au ieșit învingători, scorul final fiind de 10 la 5. Scorul a fost deschis în această seară de echipa războinicilor Marius aducând primul punct pentru echipa sa. Concurenții de la Survivor România au luptat până la epuizare, iar în cele din urmă Sorina a adus punctul decisiv obținând victoria pentru echipa războinicilor.